Dăm pagina. Deci pagina înainte, înapoi, doar înclinând un pic laptopul. Și permite de asemenea acest control prin gestul și permite de asemenea rotația imaginii funcție de poziția în care folosim laptopul la momentul respectiv. Deci poate folosi și pentru citirea unor pagini web lungi sau pentru citirea unor bloguri lungi, spre exemplu. Aceste facilități se aplică în prezentări, în citit e-book-uri, în PDF și așa mai departe. Din punct de vedere al culorilor disponibile, avem două, și anume portocaliu și negru. Pentru ambele sunt disponibile și accesorii la culoare.